Excluși din lot înaintea ultimei etape a sezonului precedent, Bosancu, Șuleru, Oniu și Jalbă rămân deocamdată în stand-by. Conducerea clubului va avea o discuție despre reprimirea celor patru la antrenamente pe parcursul săptămânii viitoare. Atunci se va clarifica și situația veteranului Dorin Semeghin, care urmează să primească ofertă de prelungire a contractului din partea oficialilor rapidiști. Incerte au rămas și transferurile celor trei jucători puși pe liber de gruparea FC Botoșani, Andrei Rohețchi, Daniel Bălan și Alexandru Vrabie. Chiar dacă nu ar spune nu în eventuale venire a acestora pe areni, conducerea ceferiștilor s-a lovit încă din prima rundă de negocieri de pretențiile salariale emise de jucători, mult peste posibilitățile actuale ale clubului.